Calida, mulțumesc. Preotul acuzat de agresiune sexuală ar putea fi supus testului poligraf. Procurorii se gândesc și la o confruntare între preot și cele 6 noriașe care fac acuzații grave. Anchetatorii vizionează toate fotografiile din telefonul părintelui Visarion și analizează mesajele dintre el și femei. Părinte, vă simțiți vinovat? Ce aveți de declarat? Ați căzut în păcat, părinte? Vă temeți că veți ajunge în spatele gratilor? Ați venit să semnați controlul judiciar? Părinte, nu doriți să ne răspundeți? Vă temeți de ce se întâmplă? Doamnă, cum vă simțiți perioada asta? Procurorii care se ocupă de dosarul deschis pe numele preotului Visarion Alexa au decis să îl supună testului cu aparatul poligraf pentru a afla dacă minte sau spune adevărul. Preotul Visarion Alexa va trebui să dea declarații și pe cele 5 plângeri penale pentru agresiune sexuală care s-au depus împotriva lui. Mai mult, preotul va sta față în față cu cele 6 victime ale sale care fac acuzații grave. Părinte, vă simțiți vinovat? Ce aveți de declarat? Ați căzut în păcat, părinte? Vă temeți că veți ajunge în spatele gratilor?